De ce nu consemnați? De ce nu faceți un proces verbal? De ce nu tratați cetățenii în mod egal la încălcarea legii? Adică noi nu încălcăm legea și ne amendați și pe el care înjură, de ce nu faceți proces verbal? Am și o întrebare. Ha? Ce părere aveți? Cum explicați treaba asta? Cum explicați treaba asta? Dați-ne și nouă un răspuns, un răspuns onorabil. De ce nu faceți proces verbal în momentul ăsta? Că ați auzit ce ați fost aici. Îi jură de mamă. Ia iurea, păi îl strâng de gât. Eu declar că îl strâng de gât. De ce nu-i faceți proces verbal? Am și o întrebare. Da, și treaba lui se jură de mamă. Se încadrează în legea 61? Se încadrează fapta dumnealui? Sau nu se încadrează în articolul 3 din legea 61? N-a auzit, nu vede, nu are. Care ce spune profesarea de injurii? Cum să n-auziți, domnule, nu ne prostiți așa. Nu ne prostiți așa. Nu ne prostiți în halul ăsta. Cum să n-auziți când s-a văzut acolo că a oprit și a zis de două ori. Cum puteți să ne prostiți în halul ăsta? Dacă le jur de mamă, m-auziți? E ok să ne jure un ales al poporului de mamă să înjure pe cineva? E în regulă? Ce părere aveți? De ce nu ați făcut proces verbal acelui parlamentar care a înjurat pe Mihai de mamă? Acum când a intrat, a oprit în mijlocul străzii, a și blocat circulația și l-a înjurat de mamă. Pe cei care încalcă legea, îi protejați. Iar pe noi care nu călcăm legea, ne persecutați și ne dați amenzi. De ce? Dumneavoastră? Pentru că dați. Știu foarte bine ce înseamnă a persecuta. Înseamnă a stresa. Înseamnă a încălca drepturile pe care respectiva persoană o are. Ai produce rău cuiva, asta înseamnă. V-ați produs rău? Da. Cu ce? Pentru faptul că ne-ați dat amenzi nejustificate, pentru că noi nu am încălcat legea, pentru că ne-ați bătut în 10 august și pentru că ne-ați gazat. Nu aveți voie să faceți așa ceva. Asta înseamnă persecuție. Dumneavoastră, instituția dumneavoastră. Aveți certificat medico-legal care să ateste acest lucru? Sunt destui care au acest certificat. Aveți certificat dumneavoastră? Eu personal nu. Păi am zis, nu a fost vorba de mine, a fost vorba de ne. Am vorbit la plural, dacă vreau ce-ți aminte. Haideți, vă rog, și mergeți acolo. Și eu am certificat care am fost. Am vorbit la plural. Da, vă rog. Asta vă rog, sunteți o instituție de persecuție. Sunteți în război cu poporul român. Sunt destui dintre protestatari care au așa ceva. Păi, dar nici nu mi-a luat, a zis că nu-i de voie. Sunt destui. Dragnea, să da. Puteți să-l chemați pe colegul de la Dialog care a fost și a vorbit cu noi în vest albastră? Că vrem să vorbim ceva cu dumnealui. Uitați ce vă propunem. Ca să ne demonstrați buna dumneavoastră credință, haideți cu noi, cu eu și cu domnul Mihai, să căutăm acea mașină. Nu strigăm, nu protestăm, deci nu spunem nimic. Să mă duc să întreb... Să ne uităm care mașină e. Și în felul ăsta ne demonstrați că sunteți de bună credință și că doriți să aflați adevărul și să aplicați legea. Pentru toată lumea, pentru toți cetățenii, așa cum zice Constituția. Cum știți, și zilele trecute s-a mai întâmplat și s-au luat măsuri. Deocamdată nu știm numărul mașinii, nu știm cine e. Da, dar noi recunoaștem mașina, că e un Duster. Aflăm numărul mașinii și de acolo putem să aflăm mai multe. Ne ajutați să mergeți cu noi. În primul rând mă duc să întreb, da? Și vin și vă comunic treaba asta. Da? Mulțumesc. Colegii au văzut așa, cei de aici. Ce ați? Vedeți? Așa, oricum, mașinile au, păi, au altă ieșire, da, aia. Nu o să iasă niciodată pe aici. Primul lucru. Mașinile sunt matriculate pe paralatul parlamentului, deci, pe parlament. Poate să mă apel, dar un alt număr. Nu sunt că astea erau personalizate. Contravenție, poate, bineînțeles, să-i apucă numele. Asta e un exemplu de aplicare discreționară a legii. Deci dacă o să iasă cumva și o să-l vedeți, că noi ne sesizați în momentul respectiv, dar și noi o să oprim. Ce să faceți? Dacă ducem la cunoștință, că o să fie sancționat. Dacă înăuntru n-ați putut să-l urmăriți. Nu, când înăuntru iese... nu avem cum să urmărim noi nicio mașină.